Păduri prăjolite, culturi agricole distruse și oameni disperați. Este situația cu care se confruntă în ultimele săptămâni județul Mehedinți din cauza incendiilor de vegetație uscată. În localitatea Vlădica, comuna Dumbrava, un incendiu de vegetație uscată s-a propagat seara trecută la Doarnexe, Gospodărești. Oamenii spun că flăcările s-au extins cu repeziciune de la un incendiu izbucnit la vegetația uscată. Focul a distrus în total bunurile din două anexe și a prăjolit 50 de stupi și 100 de hectare de vegetație uscată. Au dat niște nenorociți ce fac. Un bărbat. Nu știm de unde s-a... Am înțeles că a fost unul cu caprele pe aceeași. Ar fi dat foc, de la țigări, la cribit, la ce a fost, a dat foc și... Și a izbucnit prea pădul lumii. A izbucnit, doamne, și... Acolo arde pădurea. Ars foarte, foarte mult, uitați și dumneavoastră. Ars, am fost și am tras cu tractorul brazde peste tot, peste tot, peste tot, peste tot. Dacă nu eram, ardea satul. Ce să facă? Ce să facă oamenii mai mult de atunci, mă, să avem apă? Că n-avem nici de unde mai trage. Nu mai e nici apă. Nu mai e nici apă. Da, au pus foc, ce s-a întâmplat? Dom'le, ce să știm? Ce să știm cu pusul foc, dom'le? N-avem de unde să știm. N-avem de unde să știm cine pusă criminalul ăsta, că ăsta e un criminal. Criminal, dom'le, arde focul pe noi și noi tot, vai de mama noastră, ne mâncăm om pe om. Nu știm nici noi, am văzut mașinile când a venit, a ieșit un fum. De unde? Nu știm ce s-a întâmplat. Arde pe 10 de hectare. Arde... Tot, dacă nu era cu tractorul, dacă nu era să-l prindă și pe el, să-l ardă de atâtea ori, de-abia să scăpă din foc. Și arde în continuare. Și arde în continuare, da, nici da, nu da. Se știe dacă s-o vom putea să strângem până la cine știe unde. Se apropie de case, văd. E în spatele caselor, ce să mă... Pentru lichidarea flăcărilor, pompierii au intervenit cu două autospeciale cu apă și spumă din cadrul stației de pompieri Strehaia și alte două autospeciale cu apă și spumă, dar și un ATV din cadrul detașamentului de pompieri Drobeta Turnu Severin. Pe tot parcursul intervenției, o autospecială cu apă și spumă din cadrul ISU Gorj, stația Turceni, a fost solicitată la stația din orașul Strehaia pentru a asigura intervenția în caz de nevoie. De la începutul sezonului cald, în Mehedinți au avut loc peste 400 de incendii de vegetație, iar unele dintre ele s-au propagat și la case, lăsând în urmă ravagii.